Orașul Pucioasa este un șantier în lucru în perioada aceasta. Mai multe investiții aflate în curs de derulare sunt monitorizate cu atenție de primarul Constantin Ana. Primele vești bune vin dinspre Liceul Nicolae Titulescu, a cărui clădire se află în reabilitare, iar lucrările decurg conform planului. Acum o săptămână am ales linoleum și ce mai aveam de ales pentru partea de finisaj de interioare. Acum 3 zile, 4 zile, la sfârșitul săptămânii trecute am ales mobilierul din plasă și deja s-a dat comanda. Constructorul m-a asigurat că de Crăciun îl predă, ceea ce ar fi un lucru fantastic. Situația în care copiii ar putea să vină la școală? O să mai dureze pregătirea 2-3 săptămâni, dar eu cred că semestrul 2 îl începem în liceu în proporție de 100%. Am nevoie neapărat de acest lucru pentru că trebuie să eliberăm containerele ca să-i mutăm pe cei de la tehnologic, pentru că și acolo am început lucrările de anvergură și nu avem altă locație în care să putem funcționa, plus că o să trebuiască parte din clase să le transformăm în clase de grădiniță, că începem reabilitări și modernizări la 3 grădinițe, pe cea din centru chiar o vom demola și vom construi alta nouă. Și aveți soluții pentru toți copiii? Încercăm să le găsim. Până acum n-am dat greș. Nu se știe de acum încolo ce va fi. Cu siguranță suntem aproape de a rezolva această problemă, mai avem mii semne de întrebare, dar sper să găsim răspunsurile corecte. Dacă ar fi să punctați cele mai importante obiective pe care ați reușit să le realizați anul acesta, până în luna de grație septembrie în care ne aflăm, care ar fi acesta? Din nefericire pentru mine, nu pot să spun că am un proiect finalizat 100%, dar suntem în proporție de 90% cu primul proiect pe axa 7, gata, deja se asfaltează ultima zonă din Pucioasa sat, va fi asfalt continuu de la Bărnești până la Moțeieni, ceea ce e un lucru extraordinar. Cu toate lucrările de artă executate, se lucrează deja și la parcurile, la cele două parcuri ce sunt prinse în acest proiect, deci până la sfârșitul anului finalizăm, sigur, prima noastră mare investiție. Apoi se lucrează într-un loc destul de alert la piață. Sper ca în cel târziu, în ianuarie, să îi dăm drumul și aceste investiții să o finalizăm, să facem recepția și să aducem oamenii din nou în clădire. Centrul de zi persoane vârstnice avem șanse mari să-l finalizăm anul acesta. Se lucrează intens în Lunca Ialomiței, la zona zona de agrement de acolo, se lucrează, au reînceput lucrările pentru că au avut niște probleme cu constructorul la grădina din zona Avram Iancu, un parc mai mic. Am reluat lucrările și pe NDL pentru că iarăși a fost problema odată cu sistarea plăților, constructorul n-a mai vrut să mai vină la muncă și văd că deja s-au agitat un pic în ultima vreme și au trimis oamenii să repornească ceea ce rămăsese neterminat. De ce nu? Păi, nu știu că știți, guvernul Câțu acum vreo 3 luni de zile ne-a transmis o adresă că pentru proiectele în desfășurare pe PNDL 1, câte mai erau și PNDL 2, dacă UAT-urile nu au bani să susțină investiția, o să trebuiască să asisteze până o să apară rectificare și o să aloce sumele necesare. Constructorul de la liceu a avut forță, nu s-a oprit. Și am mers foarte bine. Aici au fost ceva probleme. Sper să nu ne mai oprim de acum încolo și spre sfârșitul anului să terminăm, că nu mai avem foarte mult de lucru. Ați simțit o povară în plus din cauza, să zicem, instabilității politice, ca să folosesc cumva o formulă echilibrată? Vă dați seama că în viața oricărei primărie, în orice administrație, predictibilitatea și stabilitatea sunt două cuvinte cheie. În momentul de față, eu sunt unul dintre cei care cred că s-au întâmplat în sfârșit niște lucruri bune prin aprobarea acestui program Anghel Salini. Pentru că PNRR-ul e o gogoașă umflată care nu va produce efecte în comunitățile mici. Porul deja văd că e făcut în așa fel încât să nu prea putem trage foarte mulți bani. Lucrurile sunt destul de triste din punctul ăsta de vedere, pentru că cine a luptat cu ghilimele, col la cot cu oficialii europeni pentru aprobarea acestor programe, nu cred că a ținut cont de
realitățile românești. Am spus-o și o repet de 1000 de ori dacă e nevoie. Vorbim de digitalizare, dar noi suntem încă în țărână și cu closet în fundul curții. Dă-o, Doamne, iartă-mă. N-am ținut pasul cu ceilalți. N-am ținut pasul cu ceilalți, dar nici n-am știut să ne apărăm drepturile. Adică mie mi se pare anormal să primești bani europeni pentru ce vor ei, nu pentru ce avem noi nevoie. O să vedeți câți bani o să rămână pe următorul exercițiu financiar neconsumați. Da. Plus că sunt și cotele de cofinanțare vor fi mai mari, suntem deja în întârziere. Știu că anul trecut, aproape că nu era lună în care să nu anunțați semnarea unui contract de finanțare pentru un proiect. Păi sunt 17 pe POR, 1 pe POIM și tot așteptam să mai semnăm și pe POC și așa mai departe. Și derularea lor nu este dificilă în situația dată? E groaznică. Este groaznică. Am avut noroc de firme puternice, am avut noroc de firme mai puțin solide. Greutățile lor financiare se repercutează asupra modului și vitezei cu care lucrează. Deci nu sunt chiar în regulă lucrurile. Din punctul meu de vedere, speranțele erau mult mai mari. Erați mai optimist acum. Dar mergem înainte așa încetișor. Se văd rezultate peste tot. Dar nu cu viteza cu care credeam eu că le vom face. Când credeți că puteți trage într-adevăr linie după semnarea acestor proiecte? 2023. Din păcate. Probabil că la anul vor fi multe, gata, dar nu toate. Au fost capitole pe care a trebuit să le tăiați de la finanțare sau să le amânați pentru a vă concentra pe priorități? Da, absolut. Noi suntem și într-o situație fericită pentru că gândindu-te la viitorul comunității, te gândești la tot ceea ce lași în urmă. Că vorbim de investiții, dar putem să vorbim și de credite. Și nu am vrut să fac acest pas până acum. Noi avem un grad de îndatorare sub 3%, nu știu dacă e vreun oraș în Dâmbovița care să stea atât de bine, cu toate că suntem un oraș sărac. Și cred că dacă facem o medie pe cap de locuitor, suntem cel mai prost. Poate Răcariu să stea la fel de slab ca și noi. Altfel, nu stăm deloc bine. În același timp, însă, am învățat un lucru. Sportul nostru preferat e atragerea banilor, fie europeni, fie din fonduri naționale. Noi nu avem bani de investiții. Eu deja am renunțat. A bine, că înlocuim niște pavele și facem o zonă verde sau am făcut sediul la ambulanță. Astea sunt lucruri mărunte pe care le mai poți face din banii unei primării. Dar altfel, nu. Toți banii sunt pentru cofinanțări și cheltuieli ineligibile, toți. Din păcate, anul trecut am fost mințiți. Asta e termenul corect. Au fost două ordonanțe date de guvernul Boc. Doamne Boc! Orban? De guvernul Orban. În septembrie anul trecut, prin care își asumau asigurarea sumelor pentru cofinanțare, respectiv 75% din cheltuielile ineligibile cuprinse în bugetul inițial al unui proiect. Nu știu ce am zis Boc, pe el că e tot aia. Sau nu e tot una. Și am zis, Dumnezeule, asta e șansa noastră, pentru că sunt foarte mulți bani care ni se întorceau, nu s-a mai aplicat nimic. Deși e o lege, nu știu de ce au dat-o, de fapt e o ordonanță, dacă n-au pus-o și în practică. Ne-au lăsat cu ochii în soare. Ne-au lăsat cu ochii în soare, deci în cea mai penibilă situație posibilă am fost. Referindu-ne la atragerea fondurilor pe europene, putem face o estimare? Care este gradul de atragere a fondurilor pentru orașul Pucioasa sau câți euro pentru fiecare locuitor? Eu o fac permanent, credeți-mă. Și vă spun că dacă iau un calcul inclusiv proiectul de la spital, nu mai mă gândesc la POIM-ul de la compania de apă sau ce mai am pe drum altele, dar vorbesc de proiectele semnate, suntem la aproape 4.000 de euro pe cap de locuitor, ceea ce e o sumă imensă, cam de 5 ori cât a avut Târgoviștea în exercițiul anterior, când Târgoviștea a fost pe locul 2 pe țară. Dar e și o povară? E o povară din toate punctele de vedere. Financiară, pentru că obligatoriu trebuie să le susții. Și în al doilea rând este un efort imens, pentru că din păcate nu există proiecte și proiectanți perfecți. Tot timpul sunt probleme, implementarea nici constructori, nu mai vorbim, dar implementarea e foarte greoaie. Și
am momente în care mi se pare așa că mergem cu viteza Mercurii. Da, de fapt, dacă stai și te uiți în urmă, observi că lucrurile s-au schimbat, s-au modificat în bine. Ce mă doare pe mine cel mai tare este faptul că prin proiectele europene eu căutam să găsesc răspuns la întrebările și la nevoile noastre. Nu poți. Mai mă ceartă câte unul altul. De ce ai făcut aia și n-ai făcut aia altă? Păi nu poți. Ai de ales. Ori iei banii pentru ce ți-a spus ghidul, ori nu iei. Ce vrei tu să faci? Nu poți să faci. Noi, numai noi știm câte artificii legale, bineînțeles, am făcut ca pe cele patru proiecte pe axa 13 să avem și infrastructură rutieră inclusă și să fie consistentă. La fel și pe mobilitate urbană, unde lucrurile sunt destul de clare, oamenii, și un lucru pe care l-am înțeles, vor să ducă prin aceste proiecte la reducerea emisiilor de carbon, dar unul dintre indicatori, ne spune foarte clar că trebuie să scoatem traficul din zona centrală și toate investițiile să fie undeva în zone periferice sau, mă rog, departe de aglomerările, de zonele urbane. Așa că nu e deloc simplu să rezolv problemele cu banii europeni, cu ghidurile făcute cum sunt făcute. Revenind la situația actuală în care avem de-a face cu foarte multe majorări ale facturilor la utilități, cum se va reflecta, de exemplu, creșterea prețului la curent electric în bugetul primăriei, ținând cont că trebuie să asigurați cheltuielile pentru unitățile de învățământ și nu numai. În 6 luni de zile ne vom avea noua noastră rețea de iluminare publică care va reduce cu 60-70% consumul. Mâine ne vedem cu un consultant pentru a realiza un parc fotovoltaic. Și încercăm să facem lucruri în așa fel încât să rezolvăm problemele comunității, pentru că am văzut foarte clar că e foarte greu să crești baza de impozitare și e un efort și acolo pe care îl facem susținut, dar în același timp trebuie să reduci și cheltuielile. Că suntem ca într-o familie, ca într-o casă. Deși nevoile și așteptările oamenilor sunt mari, din păcate, suma rămasă pentru dezvoltare e de la una mai mică. E un lucru trist. Anul acesta, de exemplu, câți bani v-au rămas pentru altceva decât priorități și cofinanțarea proiectelor? Dacă ne făceam ceea ce probabil că fac mulți alți primari, asigură din prima fondul de salariu și alte cheltuieli de funcționare, nu cred că făceam nimic. Veneam la muncă doar să semnești atât de plată. Și atunci am forțat nota și o să o forțez în continuare pentru că trebuie să ne asigurăm niște bani pentru componenta de dezvoltare. Plus că avem creditele angajament care ne urmăresc de la an la an și trebuie să onorate. Deci, în mod normal, noi nu sărim cu toate eforturile mele de 1 milion de euro toată suma pentru dezvoltare. În același timp, însă, dacă vă uitați pe buget și o să vedeți la anul când o să depunem, când o să închidem un an bugetar, o să vedeți că bugetul orașului Bucioasă e imens, cum n-a fost niciodată, datorită aportului venit din fondurile europene. Sunt foarte mulți bani acolo și lucrurile se văd. Și în cifre, și în viața de zi cu zi. Sunt proiecte care au fost reportate pentru anii viitori? Da. Tot timpul facem asta, nu avem încotro. În același timp, însă, avem niște idei deja. Eu știu pe câțiva ani de acum înainte care îmi sunt prioritățile și din bugetul local. De exemplu, la anul o să ne oprim și o să mergem cu trotuarul de unde a rămas de aici, de lângă primărie, până la ieșirea din oraș spre Peco, pentru că e zona centrală și trebuie obligatoriu să facem ceva, să arate într-un alt fel. O să vedem ce o să facem cu proprietarii de blocuri, mai ales pe zona centrală, pentru că insist foarte tare să schimbăm fața orașului și degeaba ia investim noi la nivelul solului, dacă atunci când ai ridicat capul te rovești-o de reabilitare termică. Exact, da. De niște ziduri prăfuite și triste. La cât s-a ridicat o astfel de lucrare de reabilitare? La momentul de față aveam 3 blocuri în licitație și o reabilitare termică completă, deci nu vorbim aici doar de izolat cu
polistiren. Vorbim de înlocuite rețele, de instalații, de la, din subsol până la panouri fotovoltaice pe clădire, se duce undeva la 1 milion de lei de bloc, cu înlocuit de termopane, cu închis de balcoane, cu tot ceea ce e de făcut. Și ați identificat sursa? Adică aveți avem sursa? 3 proiecte pe POR, 3 blocuri pe POR în implementare. Din păcate, cofinanțarea e dureroasă și pentru noi și pentru asociația de proprietari, dar am înțeles că pe PNRR vor fi cu, fără contribuție din partea OAT-urilor și atunci nu vreau să ratez. Nu, pe asta n-am cum, că PNRR-ul ăsta în stilul în care se mișcă ei. Mai vin vreo 2 ieri. Da. Dar o să vedeți. Putem să facem o analiză după ce vom vedea exact axele de finanțare, că lucrurile o să fie foarte triste și pe POR și pe PNRR. Vă văd foarte abătut de data aceasta. Sincer, sunt foarte abătut pentru că tocmai ce am avut o discuție la spital și m-am speriat puțin și mi-ar plăcea ca sperietura să nu rămână doar la mine. Să plece și la cei de acasă, în teatru pe care joc, chiar sunt un pic speriat pentru că lucrurile nu merg deloc bine și oamenii sunt inconștienți. Dacă ar fi să creionați, ce v-ați dori pentru anul acesta, pentru locuitorii orașului? În primul rând, sănătate, ăsta e cuvântul cheie, nu numai azi, zi de zi. Și apoi le doresc un lucru sincer, să aibă încredere în primarul lor, că eu chiar o să le scot la capăt, pe toate. Ușor, ușor, așa. Nu am abandonat niciuna dintre idei, n-am abandonat o stradă, n-am abandonat un grup, o comunitate mai mică. Absolut toate sunt în atenția noastră și uite, se văd lucruri în zone în care nimeni nu s-a așteptat. Deci Pucioasa Sat a fost o viață în noroi. Dacă vă duceți acum, o să vedeți cum arată. Cartierul Maluri, nimeni nu credea că o să-l asfalteze cineva vreodată. Uite că suntem în licitație cu el. Deci lucrurile merg. Mai greu, dar merg. Totul e să ai răbdare. Și să te gândești cu optimism că dacă s-a făcut o stradă, au mai rămas mai puține de asfaltat și îți vine și cu rând rândul. Nu să te enervezi că se asfaltează la 2 străzi de tine. Așa s-a nimerit. Dintr-un motiv sau altul. Asta e cea mai mare problema mea. De ce asfaltezi acolo? De ce nu la mine? De ce schimbi acolo conducta? De ce nu la mine? Din diverse motive. Și am explicații pentru toți, dar câteodată nici nu vor să asculte. Eu prefer să rămânem pe nota aceasta de răbdare. Și iar, ca să vă spun cea mai ciudată replică pe care am primit-o la anunțul că a pornit citația pentru drumul de malul, în cetățean a certat că asfaltăm prea mult și nu mai are unde să ducă apa. Și atunci am zis că nu cred că suntem conectați la aceeași lume. Da, așa stau lucrurile. Răbdare, e iarăși cuvântul cheie. Optimismul nu ne lipsește, nu. Chiar dacă am eu astăzi o stare mai nepotrivită pentru a comunica cu cei de acasă, mesajul meu e unul îngrijorător și vreau să-l ia foarte în serios. Dar în același timp, optimismul există și ne face să mergem mai departe. Speranța nu ne-a lăsat niciodată.